Constantin, împreună cu fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, alături de Ianache Văcărescu, rudă și sfetnic apropiat, au fost martirizați la Constantinopol în ziua de 15 august a anului 1714. Ordinul executării l-a dat sultanul Ahmed al III-lea. Execuția publică a brâncovenilor a îngrozit întreaga Europa, ai cărei emisari au asistat la uciderea unul câte unul a fiilor domnitorului în fața ochilor săi și a soției. Înainte de moarte, li s-a propus trecerea la islam, care le-ar fi salvat viața. Acest lucru fusese obținut ca favoare din partea sultanului de către muftiu. Sfinții brâncoveni nu au cedat. Foarte multe mărturii contemporane arată faptul că, în mod explicit, au refuzat lepădarea de credință. Copii, țineți-vă tare! Am pierdut tot ce aveam pe lumea aceasta, să ne mântuim măcar sufletele noastre și să ne spălăm păcatele noastre cu sângele nostru, a spus Sfântul Domnitor. Domnul Constantin chiar l-a întărit pe tânărul său fiu Matei, care, datorită fricii, ar fi dorit să scape. Deși Evlavia se lupta în el cu dragostea părintească, scriu contemporanii evenimentului, totuși Evlavia a învins dragostea și cu glas limpede a spus: din sângele nostru n-a mai fost nimeni care să-și piardă credința. L-a îndemnat mai bine să moară de 1000 de ori dacă s-ar putea, decât să se lepede de Iisus Hristos, numai pentru a trăi cu câțiva ani mai mult pe pământ. Matei a spus gâdelui celebrele cuvinte: vreau să mor creștin, lovește. Capetele sfinților au fost expuse demonstrativ în cetate, în vreme ce trupurile le-au fost aruncate în mare. Trupurile au fost luate și înmormântate creștinește în insula Halki, de aceasta ocupându-se fratele patriarhului de atunci al Ierusalimului, Hrisant Notara. După o perioadă de exil, Doamna Maria s-a putut întoarce în țară, aducând cu sine sfintele moaște ale voievodului martir. L-a pus în taină într-un mormânt în biserica Sfântul Gheorghe Nou. În anul 1914, în urma descifrării inscripției minuscule de pe candela de deasupra mormântului, întreaga biserică a aflat cu bucurie faptul că acolo se aflau sfintele moaște. Cinstirea ca sfinți ai acestor martiri este atestată la foarte scurt timp după moartea lor. Mitropolitul Heraclei Calinic, viitorul patriarh ecumenic, a compus un canon al domnului Vlahiei, în care vorbea de inimoșii mucenici, de jertfa lor sfântă, de viteji biruitori ai lui Hristos.